Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Salutare, bine v-am regăsit la Vlogmasul de duminică. Astăzi vorbim despre produsele pe care le-am consumat în ultima perioadă. Nici nu mai știu de când n-am filmat clipul ăsta, dacă de luna trecută sau nu știu. Cert este că am două cutii aici lângă mine, nu doar una, și am vrut să filmez clipul acesta pentru a nu intra în noul an cu gunoaie până la urmă în casă. De aceea, haide să începem, pentru că am multe, foarte multe produse. Am și make-up de toate aici. V-am vorbit despre acest șampon de la Farmec pe care l-am consumat. Îmi place foarte mult. L-am avut pe cel antimătreață cu busuioc și cimbrișor. Mi-a plăcut, a făcut o treabă foarte bună, a curățat scalpul super bine, nu a uscat firul de păr, deci chiar îmi place și pe viitor cred că îl voi recumpăra. Apoi, această cremă este o loțiune pentru corp lactovit, preferata mea. Îmi place foarte mult cum miroase. Ia să mai... Nu mă satur de mirosul ăsta, dar mie mi se pare că e un miros pe care îl asociez foarte mult cu vara, pentru că am folosit-o, cred, pe timpul verii mai mult și îmi place. Hidratează foarte bine, miroase super bine, mirosul rămâne pe piele. Și de ce vă spun că o asociez foarte mult cu vara? Pentru că o foloseam după ce veneam de la plajă. Mergeam în oraș, evident că nu mă dădeam cu un parfum foarte puternic și simțeam mirosul mai mult de la loțiunea aceasta de corp. O găsiți foarte ieftină în Lidl, parcă, comparativ cu DM. În Lidl are un preț mult, mult, mult mai bun. Am consumat-o până la ultima picătură. Apoi, apa aceasta micelară de la Jaya mi-a plăcut când vine vorba de machiere. Curăța machiajul foarte bine, însă mă usturau ochii teribil. Deci, dacă se întâmpla să, nu știu, să pun mai multă apă micelară pe dischetă și să-mi intre în ochi în timp ce mi-o curățam mascara de pe gene, vai de mine, trebuia să insist cu apă, pentru că senzația era una foarte nasoală, de aceea nu o voi recumpăra, dar a demachiat bine. Cristi a terminat gelul acesta de duș de la Flori, L'Oreal Men Expert, i-a plăcut foarte mult ăsta și a spus că o să și-l recumpere. Acum i-a trimis Flori altul și se bucură de acela, dar a zis că e preferatul lui. Din tot ce a testat până acum geluri de duș, rămâne preferatul lui. Voiam să vă vorbesc despre această soluție de baie Nufor. Dacă sunteți așa gospodine casnice, cum sunt și eu câteodată, mă îndoiesc că nu ați auzit de soluția aceasta. În cazul în care nu, vin eu aici și vă spun că face o treabă foarte bună, cel puțin cu bateriile de la cadă și de la chiuvetă. Eu urăsc urmele alea pe baterii, dacă las... Aici apa e foarte calcaroasă și dacă las puțin... Gata, s-a dezlănțuit acolo. Dacă las puțină apă pe baterii, imediat se văd petele alea aiurea, se depune calcarul și foarte, foarte greu îndepărtez... petele alea. Soluția asta e foarte bună, doar pulverizez puțin pe baterii, las acolo să acționeze câteva minute, vin și clătesc, șterg, nu necesită frecare sau să dau cu un burete special nimic, curăță foarte bine, foarte, foarte, foarte bine. Apoi, am terminat această mască de la Revolution cu niacinamide, a fost o mască pentru curățare ceva, mi-a plăcut, o mască șervețel. Nu prea sunt eu fana moștilor șervețel, nu prea îmi place să... Gata, mami! Să le aplic și să mi se scurcă așa lichidul ăla pe gât, chiar dacă îl masez. Prefer măștile la tub, dar câteodată simt și eu nevoia de o astfel de mască și am folosit-o, mi-a plăcut. Am păstrat produsul acesta. Este un balsam de rufe, Denk Meat, pe care l-am cumpărat din DM. A mirosit fantastic, doar că n-a rezistat deloc pe haine. Se simțea cumva țesătura, să zic, materialul, se simțea moale, însă deloc parfumat. A fost și foarte ieftin, 7 lei, 8 lei, ceva de genul ăsta. Deci dacă folosiți un parfumant pentru haine, cum ar fi acelea chifra sau nu știu cum se numesc, acelea de la cașmir, care nu au și balsam în compoziție, puteți să folosiți genul ăsta de balsam, pentru că mirosul nu se simte deloc, sigur nu o să se combine cu mirosurile, cu parfumurile pe care le folosiți, doar înmoaie așa hainele, le lasă fine, nu ca și cum n-ai folosit deloc balsam și cam atât. Dar eu vreau de la un balsam, vreau să aibă efect și asupra materialului, dar și să fie parfumat.
am terminat produsul acesta, vă vorbeam eu într-un vlogmas când vă arătam produsele pentru îngrijirea părului. Vă vorbeam despre acesta, nu știam că îl mai am aici în cutia cu produse terminate. Este acel lapte cu 12 beneficii de la Milkshake care mi-a plăcut foarte mult. L-am folosit continuu timp de 2 ani și jumătate, 3 ani, nu mi mai amintesc exact, dar face treabă foarte bună. Eu însă m-am săturat de miros și am zis să iau așa o pauză, dar un produs foarte, foarte, foarte bun. Am terminat crema de noapte de la Nove Age din gama Brilliance, preferata mea, goală, goluță. Voi păstra totuși recipientul acesta atunci când mai fac așa transfer cu mama mea de produse, să avem un recipient din ăsta micuț, fie pentru măștile de față, fie dacă punem seruri sau ceva. E o cremă foarte bună, eu am tenul gras, acneic, nu mi-au apărut coșuri, nu s-a întâmplat nimic, ba chiar am impresia că mi-a luminat foarte frumos tenul, mi-au fost vizibil îndepărtate petele de la acne, îmi place foarte mult crema aceea. Am terminat și serul de la Delia, iar dacă ați urmărit vlogmasul în care vă arătam eu cum am organizat pe acolo pe la make-up, deja l-ați văzut în mini frigiderul pentru cosmetice, îl recumpăr, îmi place foarte mult, ajută cu, v-am mai spus eu, nu neapărat cu creșterea genelor, el este și pentru gene și pentru sprâncene, eu îl folosesc doar pentru gene, nu neapărat că genele îți cresc așa, mamă, nu, eu am impresia că îți conturează cumva linia asta și genele par mai bogate, dacă pot să zic asta, mie îmi place foarte, foarte mult, chiar văd rezultate de la el. V-am vorbit și despre aceste fiole de la Milkshake, sunt aici 8, un tratament excepțional. Încă mă gândesc dacă să mi le doresc de Crăciun sau să mai aștept puțin, ținând cont de faptul că doar ce le-am folosit. Cred că luna trecută am terminat ultima fiolă. Nu vă uitați acum la părul meu că este proaspăt spălat și uscat cu uscătorul, de aia e foarte expandat. Și cred că vreau să las așa o pauză, adică cred că vreau, cu siguranță vreau să las o pauză între aplicarea tratamentului până la urmă, deci cred că prin martie mi le voi recumpăra, fac o treabă super bună, super, super, super bună. Așa, mai am aici 3 mascara, despre toate 3 cred că v-am vorbit în topul acela cu mascara, s-au consumat, foarte mult mi-au plăcut. Mergeți pe canal și o să găsiți părerea mea despre acestea. L-am recumpărat pe cel de la Essence, de pe Notino. Îmi place mult acesta, îți dă efectul ăla exact de gene false, cum scrie și pe el. Acesta de la Revlon, așa, are treabă cu volumul, îți accentuează linia genelor. Acesta de la Catrice mi se pare o combinație așa între cele două. Toate 3 îmi plac foarte mult. Chiar de mulți ani, cred că nu am găsit un mascara așa, unul după altul, cum sunt astea, care să mă mulțumească atât de mult. Voi renunța la acest, el se vrea a fi un lip gloss de la Trendy Tap, doar că, gata mami, n-are nicio treabă cu această culoare, este un transparent cu foarte, foarte puțin pigment rozaliu în el, nu-mi place, nu se simte bine pe buze absolut deloc. În ultima perioadă, când am vrut să-l mai port, se transfera așa de pe mijlocul buzei, nu mi-a plăcut și am zis că ia că am trecut vremea. Voi renunța și la highlighterul acesta de la Pupa. Într-un capăt este mat, într-un capăt sidefat, am folosit foarte mult din el. L-am primit cadou de ziua mea cu ceva timp de la părinții lui Cristi, dar și-a schimbat mirosul. Însă nu-mi pare rău că renunț la el pentru că v-am zis, e foarte, foarte folosit. Am terminat și, de fapt am terminat, i s-a terminat lui durata de viață, acest ruj de la Maybelline Super Stay Matte Ink, așa este rojul, este roșul acela renumit pe buzele mele, aceste rujuri nu stau prea bine, mie mi se cojesc, chiar dacă le aplic într-un strat mai mic, chiar dacă le aplic într-un strat mai mare, nu mai știu unde am rămas, cred că vă spuneam de rujul ăsta că la mine n-a rezistat absolut deloc, știu că sunt foarte lăudate, pe mine personal n-am observat așa să facă cine știe ce lucru bun, dar oricum mi-a trecut vremea, l-am de foarte mult timp, n-are rost să insist cu folosirea lui.
Am terminat și uleiul acesta de păr de la Alpha Parf. De asemenea, într-un vlog vă spuneam despre el, nu știam că l-am un produs terminat aici, că vi l-aș fi arătat. Mi-a plăcut foarte mult, chiar aveam de gând să mi-l cumpăr în varianta mare, eu l-am avut pe cel de 15 ml, însă acum îmi plac foarte bine cu acela de la Balea și până nu se termină ăla, n-am de ce să mai cumpăr încă un ulei pentru păr, dar foarte bun, acesta chiar foarte bun. Voi renunța și la concealerul acesta de la H&M. Îl am într-o nuanță foarte închisă, oliv sau ceva, nu are nici acoperire prea mare. Am încercat să-l combin cu un fond de ten mai deschis ca să-l închid la nuanță în timpul verii. N-a făcut o treabă prea bună, nu vi-l recomand neapărat. Am terminat crema din Douglas, renumita cremă, v-am vorbit despre ea. Ce v-am vorbit de creionul de la Pupa 002, da, ce v-am spus despre crema asta, foarte bună, mi-a plăcut mult. N-are rost să insist. Am terminat și niște geluri de duș. Cred că toate au fost pentru duș. Din calendarul advent de la Balea ne-au plăcut. Astea cu capac galben au mirosit foarte bine. A scorțișoară, a măr. Perfecte pentru anotimpul ăsta. Și mai am aici în cutiuța roșie produsele pe care, la care am renunțat atunci când am făcut împreună curat la make-up. Am renunțat la pudra aceasta de contur de la The Balm. Preferata mea. Ador produsul ăsta pur și simplu, chiar vi-l recomand maxim. Are valabilitate 24 de luni, dar și-a schimbat mirosul rău de tot și chiar mă înneacă, deci atât de rău miroase. Un produs extraordinar, face o treabă super bună, are un subton foarte rece, cred că puteți vedea, îți conturează fața super, super drăguț, îmi place. Am renunțat și la această pudră de la Sephora, este de fapt un fond de ten compact, așa arată, foarte consumată, cred că vedeți acolo. Aproape numai pe ea am folosit-o pe timpul verii, mi-a plăcut mult, are și acoperire. Pe post de fond de ten nu-mi place, se separă pe tenul meu. Nu are niciun rezultat care pe mine să mă încânte, dar pentru a-mi seta fondul de ten sau BB cream-ul îmi place foarte, foarte, foarte mult. Arunc și acest ambalaj, că până la urmă doar ambalajul a mai rămas din produsul acesta. Este acel gel care te ajută în a-ți potoli firele astea mai micuțe de păr. Eu l-am de vreo 4 ani de când a apărut prima oară în DM și mi-a plăcut. Încă un ruj Super Stay Matting, de data asta așa mai nude, au pui un moment. Pe acesta l-am combinat cu alte rujuri, dar nu sunt mulțumită. Eyelinerul preferat de la L'Oreal, gel Intenza, v-am vorbit despre el, îmi place foarte mult, îl ador. Am aici două rujuri de la Revolution, acestea sunt nuanțele, le am de foarte mult timp dintr-un calendar advent. Niște nude-uri foarte frumoase, le-am folosit super mult, bune, cremoase, mi-au plăcut. Voi arunca și acest Gimme Brow, mai are foarte, foarte puțin în el. Este o nuanță complet nepotrivită mie acum cu nuanța asta de păr, dar am de gând să-mi cumpăr o nuanță mai deschisă. Și mai am aici un SPF, n-are rost să mai țin produsul ăsta pentru că oricum o să expire până când îl voi folosi. Astea au fost toate produsele consumate, sper că v-a făcut plăcere să vă uitați la clipul meu. Ne vedem mâine cu unul nou. Pa, pa!